Ok, deci acest episod o să-l fac deoarece mi-am adus aminte că am avut și o lume de Minecraft care totuși m-a jucat destul de mult ușor pe această lume și am zis să vă fac și o prezentare să vedeți cam cât și ce am făcut pe asta, nu știu, nu știu ce să postez, nici am zis că e o idee destul de bunicică să vă dat o hartă care eu chiar m-am jucat o grămadă pe ea. Deci, hai să luăm cu începutul, zic. Asta știu că e prima casă. Bine, prima casă era ceva pe aici, dar în al doilea episod n-am demontat-o, că era de-aia făcut după mine. Și am zis că nu, și așa am făcut asta. Bine, aici nu mai nimic, asta n-am luat totul. La totul, itemele nu le mai am pentru că partea asta nu s-a bucat când am schimbat versiunii între ele și gen la un dat puteam să le am, câteodată nu le aveam, nu. Deci aveam o grămadă de pickaxe-uri, aveam o grămadă de toate astea cu netherite, cu toate astea, dar nu le mai am. Astea sunt singurele lucruri pe care le mai aveam. După, asta mi-a mai fost cu itemele, nu mă interesează, oricum le mai joc. Asta a doua căsuță. Nici acum n-am reparat chestia asta. Nici de nu mai nimic. Ia uite și pe martalul ăsta. Așa. Aici am știu că pusesem eu coloran ca să fac aici gen tunele de 3x3 pune, dar să fac eu de horse skeleton. Nici acum n-am făcut de skeleton de aia. Nu ești mai prost. Aici am făcut o casă. Aici încă o casă. Încă o casă, încă o casă. Aici o ferărie. Bine, am continuat cu drumul ăsta, dar dacă cred că am un cap, cred că urma să-i fac și un drum ceva. Dar asta este, am rămas așa în panică. Aici trei case frumos. Frumos cu niște carrot, cu niște ce pe aici, potato. Așa. 3 case la fel cu drumul, cu toate astea aici. Nu mai pot cu drumul ăsta. O grămadă de verdeață pe aici. Să sincer, prea mult ăsta, prea mult leaves. Chit că trebuie să pun puțin mai puțin, dar bă, că am pus o grămadă. Aici casa lui Găbițu. Aici să mă bată mama cât am stat să fac dacă nu știu mă, cu Dumnezeu, cu ăștia, mi-a luat o grămadă mult. Da, spate și gose. Deci, să moară frate mie, am stat, cred că vreo săptămână să o construiesc pe asta. Și, gen, veneam, construiam puțin, construiam cât de cât pe acolo, după ieșeam pe mai, dar și mi-am următoarea zi. Tot așa, până am terminat-o. Oricum, o grămadă materiale. Aici nu știu ce vreau să fac, să fiu sincer. Dar vreau să fac niște bloc, să nu fie că aici era un del și cred că nu. Habana, nu mă întrebați că nu mai știu ce vreau să fac acum o grămadă de timp. O plasă de animale. Uite și poștea. Aici fac cam tot la fel când am apucat aici pe aici să fac. Aici turnul ăsta de enchanting, bă, deci o prezentare aici, așa, uite, așa, aici, așa. Hai, ce vorbești, mă. Aici ai cu toate astea de siltaci. Aici, eficiența 5. Am breaking 3. Ce am ales? Și aici mending, nu? Mending. Și în astea numai ce enchantam de level 30. Ok, aici au zona de Nether, the end, de fapt. Nu știu de ce am făcut chestia asta, nu mă întrebați. Uite aici am două picăne. Și de ce dacă vă întrebați ce cu astea 3-4 câte îs cu apă și de ce sunt sparte, deoarece m-am gândit eu la vremea aia că o să fie destul de șmecher să arate, uite aici, gen conturul.
Și contul ăsta mi-a luat o grămadă până l-am făcut, dar l-am făcut până la urmă. Aici sunt materiale. Aici sunt urmă de capete. Da. Interesant. Interesant. Aici știu că am un laborator. Laboratorul lui Dexter. Ha? Da. Ia uite. Bam. Aici ce-i? Ce-i netherul tu? E aici poțiune. Aici știu cum țineam poțiune, nu? Da, țineam asta. E aici cartea? Ia uite, mă, mi-am notat ce am nevoie pentru fiecare. Ce vorbești, mă? Da, frumos. Ăsta, turnul, inițial turnul ăsta era... turnul Mitsuchi. Era turnul făcut pentru... Iron, ferma de Iron, că era aici, dar am demontat-o la un moment dat. Și... Kiloa, am mișcat puțin și cu Kiloa pe mapa asta. M-am mișcat puțin și cu Căbițu. Și am mișcat și cu Kiloa. S-a gândit să fac un turn ca să ajung la păr. Nu știu de ce a făcut turnul ăla, nu mă întrebați, habar n-am. Așa a venit, l-am lăsat să-și facă de cam la. Aici moara asta, nu e nimic în ea. Ce vremuri, frate. Ce vremuri. Haide și noi în mină, că vedem ce e în mină. Uite aici frumos, mină. A la carte, frate. Ia uite. Cu muzic, cu toți nebunii. Aici așa frumos e, vorbești. Aici un design cât de cât ok. Îmi place. Cel puțin acum nu-mi place, înainte parcă îmi plăcea. Aici am făcut o fermă de asta de găini, dar e ciudată rău, nu știu ce am făcut fermă de asta. Habar n-am, nu mă întrebați. Aici fermă de miere, mamă, de miere. Și încă mai e pe aici, văd. Ok, nu o să-i facă. Mai aici am spus data trecută când am intrat, mă uitam. Da, m-am privat din am mai intrat, că mi-am lăsat aminte că am mapa asta. Și am intrat să văd și eu despre ce e vorba pe harta asta. Așa că, na. Aici ferma de Iron. Dar am văzut că zombiul nu mai e. Unul e mai prost cu zombiul ăla. Asta e te. Facem, uite așa. Și hai să intrăm și în Nether. Ca să vedem și ce e în Nether. Dar de fapt, înainte să intrăm în Nether, eu nu v-am arătat minunata unde țineam de toate lucrurile. Cum intram în munte, pac, în dreapta, frumos, e patul regesc, în față, e o fermă de bambus și de sugar, da, pe că s-a ghiliciuit iarăși, așa nu, cam cât s-a... Dar atunci, după ce am făcut-o, uitați-vă uite de ce erau aici. Deci un cufăr, ok, deci trei cufere și la bambus mă așteptă să fie o grămadă. Dar e mai mult, cu câteva securi. În fi, nu, cum s-a liciuit, nu mai merge. Trebuie să spargă ăsta, să le punem înapoi ca să meargă asta dacă vreți voi, că deoarece o să vă las și vouă harta la doamna, poate vreți să vă jucați, poate nu, eu știu. Nu cred că o să vă joace nimeni, dar hai. Și aici, aici tot ce se poate, măcar ce aveți aici la cufere, la... Ce vorbești în cuferele astea? Am o grămadă și eu în box-uri, o grămadă de chestii, o grămadă, uitați să vă și voi. Deci să mă bată, mamă, câte... Oh my fucking God, ce... sunt pline. Sunt pline, op, stai? A, nu mi s-a vrut, nu te ne dai. Bă, diamante, am 44 de blocuri. Și asta cam cât ar veni. What? Am crafting la... Nu, e mai prost. Mamă. 7 stack-uri. Nu, e mai prost. Netherite, am dat, opa. Am dat două bucăți. Cer 1000 de euro. Nu știu ce am făcut. Nu mă întrebați. Habar. Ok, hai să lăsăm așa. 3 capete pentru că... Na, cum v-am zis. Eu aveam o grămadă de chestii și... Da, mergi mai prost. Aveam o grămadă de beacon-uri.
picăne, adică uitați-vă și voi, am acolo două, am aici două, nu, da, două, am aici două, acolo două, mai erau pe acolo parcă două, deci numai așa o țin pe aici, numai cu două. Da, hai să intrăm și net. Eu uite cum neagări, aici un design care nu știu ce să fac și totuși l-am făcut destul de micuț, cum puteți să vedeți designul ăsta, am făcut destul de micuț. Și da, puteți observa că nu e un design cine știe ce, deoarece le-am făcut eu, dacă l-am după net, dați să vă dați seama că era foarte maker. Ok. Și ăsta, designul ăsta l-am după net și chiar mi-a plăcut și la fel și la ăsta am stat o grămadă până l-am făcut. Bă, nu o să intru în toate portalele astea pentru că unele duc în deșert, unele duc în, nu știu, în Biome the Dark și toate astea n-are rost să mă duc la fiecare, așa că mergem drept în față până o să ajungem la prima dreapta. Hai că la prima dacă e. Au, te bag aici. Aici avem un mini sorter ăsta, sorter de dă gold cu ăștia să-mi dea 3 cupii din ea și când mai bine. Și aveam aici sortate toate nebunile și aveam o grămadă totuși. Sus, ce credeți voi că era sus? Ei bine, sus era ferma de gold. Care n-a mai stat nimeni pe aici, nu prea mai avut cine să stea. Uite, dar totuși mai sunt câteva lucruri pe acolo, probabil că nu le-am luat. Ai și sus de tot. Oh, ok. Aici am niște cărți cu de-astea să fac level 30 să le încarc, să le repar. Bulgă, vezi, și încă pix pe mai e pe aici. Bă, ce e la asta? Am stat în jur de vreo 8 ore să o fac, am făcut-o singur. N-a avut cine să mă ajute. Așa că am avut un mic mai prost cu acea fermă, deci 8 ore să adun materiale, să construiești toate chestiile astea, nu mai spus. Și încă un lucru care eu nu l-am terminat nici în ziua de astăzi, bine, n-aveam cum să-l termin dacă nu m-am mișcat, este să venim aici frumos și să facem ferma de schelet de ăștia. With the skeleton. Cum puteți observa, am spart extrem, extrem de mult. Dar da, nu știu că de acolo până undeva pe aici era fortress. L-am scos, le-am nenorocit. A, gândiți-vă că la chef-ul nu prea am mai fost, n-am mai fost cu noi, așa că oricum pe contul ăsta, că contul ăsta îmi cheamă mic. Și pe pata asta am mâncat pe o pixie care nu prea mai îi. Un mic mai prost pentru contul ăla. Un mic mai prost că aveam vreo 500 de mii de blocuri de netherrack sparte. Adică eu zic că am spart de sunt în multișor și cobble și stone și toate chestiile astea. Da, uite, o să vă las în descriere playlist-ul seriei. Dacă vreți să vedeți episoadele de la 0 și o să aveți și harta în descriere. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai vreți episoade în continuare. Ce vremuri, ce vremuri, și noi ne auzim pe data viitoare. Salut!